Pacientul a încercat și el să se sinucidă. S-a înjunghiat în zona gâtului, o plagă profundă, cu o lungime de 10-12 cm, cu sângerare masivă. Era în stare gravă, inconștient. Adâncă rană? Adâncă și cu sângerare mare. Există suspiciuni că ar fi băut și ceva insecticid sau substanțe otrăvitoare? Da, da. Avea o alenă de substanțe toxice, de insecticide. Și mai mult, probabil că a ingerat tot în scop de suicid și o substanță toxică, un insecticid. A fost transportat la spital? Ce șansă are din punctul nostru să supraviețuiască? Nu putem prevede cu siguranță ce șansă are. Dacă se reface patul vascular, se suturează zonele care au sângerat și nu sunt lezate și alte organe, tiroidă, altceva mai profund. E în stare gravă. Posibil să își revină, să trăiască. Mulțumesc! Eu am venit ieri cu el de la Baia de Aramă, se părea puțin turburat și l-am întrebat, nu te-ai împăcat, mă, cu soția? Nu. Nu vrea să mă împace cu mine, ar avea pe altcineva, așa mă înțeles. Și acum, această crimă care am văzut-o cu ochii mei, am văzut-o acolo jos. Unde a junghiat-o? Cumva pe abdomen. Atât am putut să văd eu, nu m-a lăsat poliția. Mai multe lovituri? Una? Se pare că mai multe. Se pare că mai multe lovituri. Se despărțiseră de mult? Cam de o lună, o lună și ceva. Au un copil minor împreună. Da, da, au. Și a mai murit un copil al Mai înainte, da. Mai pe toamnă, așa, a mai murit un copil în accident la drobezat Turnul Severin, poftiți? El a început da, da? Să se sinucidă? Da. L-am văzut și pe el, are o plagă prin înjunghiere, la gât și ceva pe nas, alburiu, probabil abur ceva, sod, ceva. Nu știu nimic, ne anunțară și pe noi că veni poliția și o găsă pe ea moarte.
Vedem să știu ce făcură ei în casă. Starea lui, o știi? Era bun, nu avea treabă. Fusase la psiholog, că lui a murit și băiatul în octombrie. A fost la psiholog, lui avea tratament. Nu pot să-mi dau seama ce a fost între ei. Să nu fi depășit acea depresie? Nu, cred că nu. Că el era liniștit, n-aveai treabă cu el, nu știu. Se despărțise de femeie? Era plecasă ea de acișa. Plecasă. El zicea că ar trăi cu altcineva. Nu știu, nu pot să spun, sigur. Am auzit că a băgat divorțul de o săptămână și în asta a intrat între ei. Ea zicea că mai are pe unul, în asta să... Și bărbatul ar fi vrut să se întoarcă la ea? Care a făcut crima? Da, fi vrut să se împiece, dar ea nu mai vroia, că asta știm. Acum, pe dimineață auzit plângând pe mama sa pe Cia și afară. Restul nu știm nimic. Nu. Erau cam răi ei așa, și el și ea de ceartă, de nu prea aveam așa multă vorbă cu ei noi. Se certau des? În casă nu știm. Nu știm în casă, dar de la sărbători erau certați, s-au despărțit, s-au împăcat, iar a plecat ea și așa. S-au întâmplat între ei. Cei doi, îți doi la așa. Ea nu lăsa copilul să vină la el, să mai ducea să-l ia de la școală. S-a certat cu directoarea, a spus că la ce să-l ia, păi dar și el, băiatul lui. El era supărat de peilantul. Și... În toamne a mai murit. Da, la băiatul cu accidentul de la Halânga. Da. De asta au ajuns, tot așa. La gât, la spate. N-a avut nicio șansă? Nu, nicio șansă. E moartă pe loc. Și bărbatul? Bărbatul a luat cu salvarea. Junghea și el la gât. Dar nu știți dacă s-au certat înainte? Nu știm dacă s-au certat, dacă nu știm. E vorba de o femeie de 28 de ani din satul Balta, comuna Balta, județul Mehedinți, care a fost înjunghiată de soț. Multiple plăci tăiate în mai multe zone corpului, inclusiv la gât, în zona gâtului. Nu avem concluziile provizorii, dar din cercetarea fața locului mai mult ca sigur moartea a suferit ca urmare a acestor plăci înjunghiate. E vorba de soțul femeii, în vârstă de 44 de ani ca autor, însă erau în cadrul procedurii de divorț, erau despărțiți în fapt de câteva zile și pe fondul acestor discuții jante de divorț, mă rog, soțul a luat hotărârea de a înjunghia. A încercat să și sinucidă? Da, după comiterea faptei, a revenit la locuința sa autorul, care nume nu putem divulga pentru că nu s-a început în urmărirea penală, procurorul criminalist este încă în teren. Cum spuneam, a revenit la locuința sa și a încercat să se sinucidă cu același cuțit cu care a săvârșit fapta. Este în stare gravă la Spitalul Județean Mehedinți, ca atare nu se poate vorbi de o măsură preventivă, o reținere sau alte măsuri de acest gen. În funcție de situația autorului, ancheta va decurge în funcție de starea de sănătate a acestui.